Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Dealele Buzoianului. Alături de mine, domnul deputat Andy Crista. Domnule deputat, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Vreau să vorbim astăzi despre ce se mai întâmplă în țară, dar și despre problemele buzoienilor. Și pentru că nu ne-am văzut de mult, domnule deputat, ce ați mai făcut de când nu ne-am văzut? Cred că de un an sau mai bine, nu? Cred că de un an, a spus bine. Mă bucur în primul rând să revin. Resimt o atmosferă foarte familiară când vin la campus, când ne revedem. Mă bucur. Cu drag, o spun cu inima deschisă. Cred că a trecut un an de zile în care s-au întâmplat foarte multe lucruri, ca de fiecare dată când ne întâlnim. A fost o perioadă intensă. Dincolo de lucrurile pe care le-am făcut noi, a avut loc, politic vorbind, o reașezare. Practic, de 6 luni de zile avem o nouă coaliție, suntem noi de la PSD împreună cu colegii de la Liberali. USR-ul a trecut în opoziție. În același timp, știm cu toții evoluțiile din zona noastră geografică, agresiunea Federației Ruse în Ucraina. Și astea sunt lucruri care se întâmplă, dar mai degrabă nu sunt pe agenda oamenilor care ne privesc sau care ne susțin, dacă e cazul. Lucrurile care se întâmplă la nivel național, la nivelul economiei, sunt, cred, în direcția bună, dar mai e mult până departe. Știm foarte bine, din păcate, că e o situație pe care nu ne dorim. Dacă ar fi fost posibil să facem mai mult sau mai bine, cu siguranță am fi făcut. Este costul energiei, fie că e vorba de combustibil, de benzină sau, știu, motorină, fie că a fost vorba lunile trecute de costurile cu gazele naturale, cu energia, cu încălzirea. Lucrurile nu sunt cum ne-am dorit, dar în același timp știți cum e vorba aceea care are foarte multă dreptate, multă înțelepciune în ea. Oamenii sunt sub vremuri și cred că suntem într-un moment în care oamenii sunt sub vremuri, pentru că lucrurile astea se întâmplă nu doar în România. Se întâmplă în alte state din Europa, cam în toate statele din Europa, se întâmplă în Statele Unite. Și vă pot spune recent, pentru că sunt membru în adunarea parlamentară a Consiliului Europei din partea Camerei Deputaților, am fost la Strasburg și am fost șocat să văd litru de benzină la benzinărie afișat 2, ceva euro, 2,30. Da, bine, nici noi nu suntem departe, să știți. Adică știți deja. Știm foarte bine, da. Știm foarte bine. Din fericire nu este la fel de scump, la fel de mare prețul, dar bine nu este. Nu avem cum să spunem că e bine. Pe de altă parte, noi ca partid, colegii din executiv, președintele Marcel Ciolacu, care conduce cu mână de fier, spune, Camera Deputaților, vă asigurăm că și asigurăm pe oamenii care ne privesc că facem toate lucrurile care sunt în fișa postului și care ne stau în putință pentru a promova cele măsuri despre care noi credem că sunt bune. Câteodată colegii noștri liberali au altă viziune asupra economiei, asupra societății, dacă mă pot exprima așa, și cumva este vizibil faptul că avem bucăți, politic vorbind, bucăți de electorat diferite. Noi avem, ca socialdemocrați, o anumită parte a electoratului care ne votează, ei fiind de dreapta, fiind liberali, au alt tip de electorat. Noi întotdeauna spunem că viața oamenilor este mai important decât profitul băncilor. Pe de altă parte, ei au altă viziune. Și nu pot să-i acuz. Poate dacă aș fi fost liberal, dar nu sunt social-democrat, aș fi gândit ca ei. Însă când reprezinți, cum sunt eu și colegii mei, Buzăul, județul Buzău, oamenii din Buzău în Parlament, nu ai cum să nu ții cont de persoanele care poate n-au avut aceeași șansă și nu sunt antreprenori de succes. Doresc tuturor să fie antreprenori de succes și România are nevoie de antreprenori de succes. Dar noi, ca socialdemocrați, avem obligația, consider eu și colegii mei, să ținem
o balanță, un just echilibru cu nevoile celor mulți, care poate nu sunt la fel de educați top, cum sunt cei care votează dreapta, dar nu cred că buzoienii mei sunt mai prejos decât cei care sunt în București și votează cu, nu știu, cu altă partidă, cu SR, cu PNL și așa mai departe. Am fost trimiși acolo să apărăm interesele Buzăului și ai locuitorilor din Buzău. Știm care este, dacă vreți, imaginea profesională și socioprofesională a Buzăului și încercăm să facem lucrurile bune pe toate paliere. Avem ministrul și ministerul economiei. Finanțelor. Sunt instrumente pe care le avem la îndemână. Noi am fost foarte ambițioși în ceea ce privește o serie de măsuri economice care, spun din păcate, n-au rezonat, sau cu care colegii noștri liberali n-au rezonat. Acea decizie, de exemplu, sau acea propunere ca pensiile în quantum exorbitant să fie impozitate cu 40% sau chiar 90%, tot ce depășea, nu știu, 180 de milioane de lei vechi, ceea ce mi se pare foarte, foarte firesc, un nivel de impozitare foarte mare. Dar, în aceeași măsură, cred că e bine că România, în momentele destul de dificile și încordate pe care le trăim, are în Parlament o majoritate. Stabilitatea este un cuvânt demonetizat. Când spui că e stabil, lumea și oamenii de obicei consideră normalitatea și nu are o, știu eu, o valență eminamente pozitivă, dar îți dai seama de valorile și de ce înseamnă stabilitatea atunci când o pierzi. Atunci când ai instabilitate și, evident că ai instabilitatea dacă o pierzi, mă pierd în cuvinte. Nu, vreau să vă întreb, pentru că ați vorbit despre măsuri și mult despre prețul carburanților în alte zone ale Uniunii Europene. Cum vi se pare măsura anunțată de premier, bineînțeles discutată în coaliție, de a oferi o reducere de 0,5 bani, de fapt de la stat 0,25 de bani, înțeleg că ordonanța a intrat în vigoare, de la noapte se aplică. Vi se pare așa o măsură care ar putea să-i ajute pe români sau nu? Am văzut că președintele partidului în care faceți parte, domnul Ciolacu, a spus că respectă decizia dacă nu e de acord. Punctul noastră de vedere care este? Ce se putea face? Noi, prin vocea președintelui, prin vocea ministrului de finanțe, am făcut o serie de propuneri care erau ambițioase cu privire la costul la prețul combustibilului. Însă adevărul este că în coaliție acele propuneri ale noastre, destul de ambițioase, dacă vreți puternic sociale, nu au obținut sprijinul liberalilor, domnul Ciucă, nu doar președinte al Partidului Liberal, și prim-ministru. Și atunci, cumva, asta a fost o decizie... Știți cum este? Când faci un compromis, de exemplu, dacă eu vreau să iau pantofi negri și dumneavoastră, dacă îmi permiteți, vreți pantofi maro, și compromisul înseamnă să iei unul maro și unul negru. Așa mi se pare, sincer vorbind, treaba asta cu 50 de bani. Nu, dar din punctul nostru de vedere, care va fi efectul în populație, care va fi efectul la pompă, care va fi efectul omului în buzunarul omului care merge să alimenteze, că s-a discutat despre 5 lei la 10 litri, dar foarte mulți români astăzi nu își permit să alimenteze odată cu 10 litri. Știți cum e? Ai reprezentarea mentală, ce înseamnă 50 de bani, înseamnă o monedă. Și te uiți la moneda aceea și te gândești că un litru e mai ieftin cu o monedă de 50 de bani. Nu un litru, 10 litri mai ieftin cu o monedă. De 5 lei. Da, 50 de bani vorbesc, deci de fracție. Dacă nu crește între timp prețul la pompă, domnule deputat. Eu personal nu mă aștept la valuri de simpatie față de guvern și față de coaliția, adică care și noi facem parte, pentru că s-a ieftinit cu 5 sau s-a reușit. Mi se pare o decizie bună, asta vă întrebam. Ce ați fi făcut dacă aveați decizia, puterea de decizie în acest caz? Dacă PSD ar fi avut puterea de decizie și decizia, deci prim-ministru ar fi fost al nostru, am fi implementat măsurile pe care le-am propus. Nu există măsuri perfecte, dar măcar puteam să încercăm ce voiam noi să implementăm, și dacă
nu avea un efect scontat, am fi spus, domnule, am încercat, chiar am crezut sincer că asta a fost cea mai bună soluție și n-a funcționat. Și știți, e o chestiune, pentru că o spun adesea și celor cu care vorbesc, prietenilor, colegilor, în momentele în care suntem noi, sunt momente fără precedent. Lumea s-a schimbat și suntem obișnuiți să gândim într-un model post-industrial. Aveai problemele societății și aveai abordarea, dacă ar fi la noi, social-democrată sau socialistă mai la stânga și abordarea liberală sau conservatoare sau cum vreți să o numim. Dar cred că acum intrăm, sau am intrat de mult într-o etapă istorică în care problemele cu care ne confruntăm nu se mai rezolvă sau nu mai sunt rezolvabile cu ideologie. Nici socialdemocrația, nici liberalismul, nici conservatorismul, nici ce am putea să mai spunem aici, are cheia acestor probleme. Cred că, în general, și nu sunt lucruri, s-ar putea să fie sec ceea ce spun, dar cred că noi trebuie să generăm ca societate mai multă cunoaștere aplicată. Și cu ajutorul cunoașterii să rezolvăm problemele care sunt. E ca atunci când fata mea mă roagă să fac cu ea la matematică și are o problemă cu care se confruntă și nu știe să o rezolve și mă ușe la ea, nu contează că ești social-democrat, că ești liberal sau userist. Trebuie să rezolvi o problemă. Și ca să rezolvi problema respectivă, ai nevoie de cunoaștere. Cunoașterea nu are nici ideologie, nici culoare politică, nici, știu eu, partipiuri, la fel, politice. Și cred că, indiferent de partidele din care noi facem parte, și țara asta ar avea, cu toți am avea de câștigat, dacă am putea să generăm soluții bazate pe cunoaștere. Și nu e un lucru, să nu zic sfânt că are altă, nu e un lucru complicat, nu e un lucru eminamente bănuiesc că aveți oameni pricepuți, dumneavoastră sunteți unul dintre ei, de ce nu găsim soluții atunci? Atâta vreme cât oamenii care au expertiză pe un domeniu reușesc să gestioneze domeniul respectiv și să ia deciziile pe domeniul respectiv, cred că lucrurile se duc în direcția bună. Pentru că ați făcut referire la mine, eu personal mă simt confortabil și vorbesc despre subiectele pe care dumneavoastră le propuneți pentru a le discuta cu telespectatorii. Eu profesional am expertiză, știți foarte bine, pe zona de politică externă, diplomație parlamentară și mă simt bine în pielea mea când sunt acolo. Știu că fac treabă bună, n-am nevoie de validarea nimănui pentru că eu când pun capul pe pernă știu că am făcut ce trebuia să fac și să nu fiu înțeles greșit, dacă fiecare din noi care, știu eu, avem expertiză în domeniul medical, dacă vreți, în administrație publică, în învățământ și așa mai departe, ne concentrăm pe subiectele acelea și vorbim despre lucrurile pe care le înțelegem și le pricepem, cred că ar fi cel mai bine. O să vorbim imediat și despre politică externă. Avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună, domnita Ramada! Domnul Andy, vă rog frumos că dumneavoastră a spus acum câteva secunde că sunteți pe probleme externe pentru nu știu ce. Cum dumneavoastră pretinde și a spus că sunteți pe probleme externe, de ce de la 90 încoace toți care au venit la putere, începând de la Iliescu până la ultimul care e acum, nu a putut nimic să facă. Nu s-au găsit oameni care să știe, bă, ăla e cioban, se duce cu oile, ăla e păcat, se duce cu vacile. Să s-o băim din 30 ani, să întrebăm care-i putea civilicului să treci. Seară bună vă doresc. Da, e o nemulțumire probabil a unora dintre români că nu s-a întâmplat mare lucru în ultimii ani. S-a întâmplat ceva în multe domenii, dar așa cum vedeți, nivelul de trai în România n-a crescut foarte mult. Din păcate, suntem departe de media europeană încă. Acum, știți foarte bine, depinde care e elementul de referință, cu ce ne comparăm. Ca filozofie de viață, eu mă compar întotdeauna cu mine însumi în urmă cu un an, 2, 5, 10 în spate și văd cum am evoluat, dacă am evoluat, poate n-am evoluat. La fel, e util să te compari cu alții, cu siguranță, că trăim într-o societate, nu suntem atomizați, nu suntem singuri.
dar îndrăznesc să spun și susțin cu argumente lucrurile pe care le voi spune. Îmi dau seama că nu sunt pe placul tuturor celor care ne privesc. Dacă comparăm nivelul produsului intern brut, nivelul salariilor, inclusiv la paritatea leu, dolar sau euro, din 2006, de când am intrat în 2007 în Uniunea Europeană, salariile au crescut de 3 ori, în termeni nominali. Sigur, ca putere de cumpărare, din păcate, nu este de 3 ori. Este mai redusă. Am avut inflație, am avut... Și avem acum o explozie a prețurilor, așa că nu se mai vede nicio majorare. Dar vorbim despre toate măsurile, mai avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Bună seara! Aș avea câteva aspecte pentru domnul deputat. Primul aspect, referitor la pensiile militare. Sunt un fost militar care a luptat afară, am scăpat dintr-un unghiile mele de legoare, într-un clinch, unde am avut șansă să scap cu viață alt colegi. Au scăpat cu sechele și au murit. Și aș vrea să știu, de ce nu faceți nimic pentru pensiile noastre militare? De ce sunt tăiate și nu dezbateți de urgență să ne creșteți pensiile, să fim repuși în drept, datorită unei legi a colegii dumneavoastră Olguța, care ne-a tăiat pensiile? E singura întrebare pe care o aveți? Nu, încă mai am două. Vă rog, mai pe scurt. Da. Mulți dintre dumneavoastră fac confuzia referitor la pensiile militare. Pensiile militare sunt pensii speciale, pensii de serviciu. V-aș ruga dumneavoastră să vă investim, să faceți ceva pentru noi buzoieni. Și a doua întrebare. V-aș ruga să faceți ceva cu acel ordin ANRC privind apa de ploaie meteoritică, în care, dacă plouă, să spunem, în cartierul Doromani, unde stau, plătesc apa meteoritică, iar alții vă unii nu o plătesc. Haideți să găsim ceva viabil și solubil în care să fie echitabil această plată, să fie ceva concret, dar la fizică. Apa să măsoară în metri cubi, care trebuie să fie justificată. Vă mulțumesc și aștept răspunsul dumneavoastră. Dacă permiteți. Vă rog. Da, rămâneți puțin că... nu a rămas telespectatorul, dar rugăm să revină dacă puteți, domnule deputat, să-i răspundeți vis-a-vis de pensii militare, de ce nu sunt mulțumiți cei care au servit patria, iar acum au ieșit la pensie. Vreau să fac un comentariu general, pentru că nu sunt un expert și nu știu subiectul, dar asta era și motivul pentru care aș fi vrut să transmit mesajul, să nu închidă. Fiindcă, realmente, nu știu subiectul pensiilor militare. Nu-l stăpânesc, o spun clar. Din păcate, pentru mine, că nu știu. Însă aș fi interesat de soluții propuse. Pentru că, am toată bunăvința și vă asigur că nu doar eu, ci toți colegii mei, în Parlament sunt foarte mulți oameni de bună credință care vor să rezolve lucruri. Îmi rog pe telespectator atunci, pentru că sigur ne urmărește, să revină, să vă dea și câteva sfaturi, astfel încât să reușiți să faceți demersuri, da? Pentru că nu e doar situația dânsului. Aș vrea, sunt foarte interesat de propuneri concrete pe care dumneavoastră le vedeți, pentru că dincolo de formula să facem ceva, poate chiar putem face ceva. Pot să-mi imaginez că, fiind vorba despre pensii, este eternul subiect al banilor și al bugetului care este întins la extrem, dar total de acord. A revenit telespectatorul, așa că o să vă ajute acum. Pensiile militare nu sunt din aceeași categorie cu celelalte pensii speciale. În toate statele NATO, din ce cunosc, există acest drept și este bine să fie așa, și cei care își riscă viața și își petrec inclusiv viața alături departe de familiile lor, au nevoie de respectul cuvenit, de respectul nostru, și sunt total deschis la dialog constructiv. Haideți să-l ascultăm pe telespectator. Sunt realmente... Bună seara din nou. Care sunt sugestiile? Să ne spuneți ca sugestii. Vă rog. Ordinul militar, 25 de ani, okay. A fost ras, vă românește. Deci a fost desfințat de doamna Olguța. Legea pensiilor a fost completată cu ordonanță în care am privit impozit și am fost șutați. Altă grilă de salarizare. În loc să ies cu o pensie de 4.000 de lei, am ieșit cu 3.100 nu știu cât. Uh-huh. În care eu am jurat pe drapel să-mi apăr țara cu viața. Deci ăsta a fost jurământul meu. Când am plecat afară, am semnat să plec afară și puteam să nu mă întorc, cum au fost alți colegi de-ai mei, Dumnezeu să ierte. Dar nimeni dintre dumneavoastră nu se întreabă de ce noi militare ni s-a tăiat de la pensii, ni s-a tăiat de la astea.
o șutare grosolară. V-aș ruga pe dumneavoastră să mergeți în Parlament și să spuneți, domnule, un telespectator mi-a semnalat acest aspect și m-aș bucura de emisiunea care sunteți invitați să ne spuneți. Ordinul militar îl luați înapoi, pentru că este meritul dumneavoastră atâția ani în armată. Vă dau un exemplu. Sâmbătă, duminica, lumea pleca la mare. Eu nu puteam să plec, stimate deputate, total pentru că trebuia să fac părăsirea garnizoanei. Da. Nu aveam voie. Da. Dacă erau mai mulți de 25%, nu puteam să plec. Și țineam familie și copiii de mine, să știți. Da, nu puteam să desfășor alte activități. Să spunem, să fac suduri sau așa, îmi interzicea legea. Dacă mă prindea, eram dat afară. Aici trebuie să interveniți dumneavoastră, să reparați această nedreptate. Și uitați-vă în contextul situației actuale, în care o să aveți nevoie de noi de rezerviști. Foarte mare atenție cum puneți problema. Atât noi ne cerem drepturi. Nu cerem în plus nici nimic. Legea să fie cum a fost înainte, nu șutată. Vă mulțumesc! Și noi mulțumesc pentru ce și m-aș bucura dacă puteți să lăsați numărul de telefon în emisie, pentru că realmente aș vrea să ne auzim și să dezvoltați subiectul și cu bună credință, uitându-mă la dumneavoastră, vă spun că tot ce pot să fac eu, nu mă dau în lături și voi face. Și data viitoare când veniți la emisiune, sigur nu va mai fi peste un an, o să ne spuneți cum a fost primită această interpelare a dumneavoastră vis-a-vis de pensiile militarilor și care ar putea fi soluțiile. Dacă îmi permiteți, faptul că eu personal, ca deputat, nu le știu pe toate, asum lucrul ăsta, n-am cum să le știu pe toate. Da, stați liniști că niciun deputat nu le știe pe toate, niciun senator. Fiecare trebuie să se ocupe de pregătirea pe care să o are. Să spui, domnule, nu știu acolo unde nu știu, nu să vorbești lucruri seci, însă... Sunteți dispus să vă informați. Ca ai mei colegi care sunt în comisiile de resort pe subiectul acesta, poate, cu siguranță și ministrul muncii și protecției sociale, plată titulatura este mai lungă, știe subiectul și vă asigur că dacă sunt lucruri care se pot face sau ar trebui făcute, le împing în direcția cea bună. Bravo. Nu e o promisiune că se va realiza, dar tot ce pot să fac eu, vă promit că voi face. Apa meteorică, ce știți despre subiect? Știți că la un moment dat primăria din Buzău a putut să facă ceva în sensul în care nu se mai plătea acea apă de ploaie din cauza faptului că o anumită lege a fost schimbată, această facilitate n-a mai putut fi oferită, ar trebui schimbat cadrul legislativ. Un alt subiect despre care aș vrea să vă interesați, astfel încât să veniți cu un răspuns. Știți cum sunt aici, sunt pe scaunul ăsta și poate pentru cei care știu subiectele, nu vreau să par penibil. Nu, trebuie nici de cum. E bine că veți merge la București și veți spune care sunt problemele oamenilor. Am și foarte multe mesaje pentru dumneavoastră. Spune cineva, vă roagă să îi spune și ar putea să cumpere cu cei 50 de euro. Ce alimente putem cumpăra? Cred că se referă la voucherele pe care le-ați oferit de 250 de lei, da? 50 de euro. Ce alimente se pot cumpăra cu acele vouchere? Vă întreabă telespectatorul dacă știți. Asta se numește întrebare cu risc reputațional. Da. Ce pot să spun eu constructiv persoanei care m-a întrebat și îmi imaginez cu bună credință despre ce se poate cumpăra cu 50 de euro? Cred că se referă la categorii, să știți. Adică probabil foarte mulți nu știu la ce pot folosi acele vouchere. E vorba de alimente de bază, nu? Cu siguranță alimente de bază, dar eu poate interpretez greșit întrebarea. O percep ușor ca un reproș, că nu este mai mare acel voucher, ci este doar 50 de euro. Sigur, nu este o sumă mare. Facem ce putem. E singurul răspuns pe care îl dăm. Oricum, negocieri au fost multe în coaliție, astfel încât să puteți oferi... Cu siguranță, dar vedeți, este un lucru pe care simt nevoia să-l spun. Faptul că eu sunt politician și faptul că aici, în studioul dumneavoastră, și nu doar în studioul dumneavoastră, apar politicieni sau îi vezi la televizor, lumea, sincer, ne urăște pe noi politicienii. Nu contează. Mulți au și de la PSD, speranță de la... că poate reuși să face ceva. Dar vreau să spun un lucru care este, din punctul meu de vedere, valid și valabil. Dacă lucrurile ar fi așa de clare, așa de ușoare, am vrea să putem să dăm vouchere celor care au un nivel al veniturilor scăzut de 500 de euro, dacă ar fi posibil. Am vrea ca pensiile și militarii care au servit țara
să nu aibă pensii de 31 de milioane când înțeleg că legea a fost schimbată în mandatul fostului ministru Olguța Vasilescu și atunci au fost, probabil, au fost CAS-uri sau cotizații care au luat din pensie. Lucrurile sunt imperfecte. Dacă ar fi așa de simplu, toți politicienii, toți care sunt la guvernare, indiferent de partid, ar face lucrurile acela pentru ca lumea să-i voteze în continuare. Dar, din păcate, și să fiu bine înțeles, nu sunt deloc ironic, exclus să fiu ironic, cerc chiar un sentiment de umilitate, să fiu umil. Cu resursa umană pe care o avem în administrația publică, administrația centrală, cu resursele financiare pe care le avem și cu nivelul de competență care există în țara asta și inclusiv în politică, încercăm să luăm cele mai bune decizii. Dar cele mai bune decizii nu sunt într-o lume ideală. Dacă ar fi într-o lume ideală, noi și dacă guvernul și PSD sau alt partid ar vrea să fie, ar putea să influențeze prețul combustibilului, nu știu, ar fi 2 lei motorina și benzina. Dar pur și simplu lucrurile nu sunt așa cum le știam noi că sunt. În urmă cu 20-30 de ani aveam o arhitectură instituțională la nivel mondial în care statul suveran și instituțiile statului aveau decizia și puteau să influențeze economia și alte lucruri. Toate instituțiile statelor occidentale democratice pierd autoritate. Pierd autoritate datorită sau din cauza mai degrabă, din cauza evoluțiilor tehnologice, modul în care se curge informația în societate. Și o frază vreau să mai spun. Eram obișnuiți cu o lume în care instituțiile erau importante. Aveam instituția, de la instituțiile statului până la instituția familiei, instituția bisericii și așa mai departe. Ne îndepărtăm împotriva voinței noastre de această lume. Și mulți cei care ne privesc își doresc ca lucrurile să se întâmple ca pe vremuri. Dar nu depinde de noi. Depinde de noi, din păcate, o spun, doar în mică măsură. Depinde cei despre ce vremuri vorbim. Cei mai buni oameni din țara asta, din păcate, care ies din universități, fug de serviciu în slujba statului, să lucreze în instituții publice, fug de politică, nu vor să audă de politică. Sau fug de România. Sau fug de România și lucrează în afară. Și atunci... Oare a cui e vină? Este mult de vorbit. Nu e mult de vorbit și așteaptă cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Pe scurt, vă rog. Bună seara. Și bună seara, domnule deputat. Aș vrea să vă pun o întrebare. Vă rog. Eu sunt un fost militar care a trecut în rezervă cu ordonanța. Și problema e în felul următor. Când am trecut în rezervă, m-am angajat prin concurs la CFR, că sunt inginer ceferist. Ok. După, în 2009, când s-a dat legea 329, m-a dat afară. Păi eu am trecut în rezervă, că mi s-a desființat unitatea și am fost pus la dispoziție. De ce acum, dacă vreau să mă angajez, nu mai sunt primit? Niciunde. Că zice, ai pensie. Păi am pensie, dar eu am contribuit prin trecerea mea în rezervă la intrare în România în NATO. Deci eu am favorizat țara cum ar veni. Și când m-am angajat, am dat concurs pe postul respectiv. Și iar acum, unde vreau să mă duc să mă angajez, toată lumea zice, domnule, ai pensie, nu pot. Deja ai o vârstă, cam 60 de ani, nu mai poți. Mulțumim, ta. Păi de ce nu suntem și noi favorizați? Că vrem, că în sistemul militar au mers oameni de calitate. Amintiți-vă, dacă nu știți, vă spun eu, când eu eram elev, numai spuma de la generală și de la liceu ajungea în școlile militare. Deci, vreau să luați în calcul și acest aspect. Ca militare, cei care au trecut cu ordonanța, să poată fi favorizați să muncească. Că vrem să muncim, că suntem utili societății. Și dacă înțeleg corect, în ce scuze mai avem ceva de spus în... Vrea să mă întrebe ceva, domnul deputat, fie clar ce trebuie să facă. Este lege care interzice cumulul salariu și cu pensia. Despre asta este vorba. Da. Ok. Și mai are ceva să vă întrebe telespectatorul și apoi îi răspundeți. Okay. Vă rog. Deci eu mă refer la noi militari și la cei care am trecut în rezervă
datorită desființării unităților militare. Da, e o categorie anume, a înțeles, domnul deputat. Mai aveați o întrebare? Deci, practic, îmi cer scuze. Să o ia în calcul și să o pună dezbatere în Parlamentul Țării. Nu a fost decizia dumneavoastră unilaterală de a trece în rezervă, ci pur și simplu s-a întâmplat lucrul ăsta în urma desființării unității în care dumneavoastră activați. Despre asta vorbim. Așa este, dar problema a fost alta, că a fost o șmecherie făcută de către Armata Română, care a pus să facem cerere de trecere în rezervă. Pentru deci a primi acele salarii compensatorii. Și dacă zice... N-am înțeles. Pentru a primi salariile compensatorii, v-a întrebat domnul deputat? Era altă formulă, se numeau altfel, dacă nu greșesc. Da, știu despre ce vorbiți, cred că asta a fost cumva înainte de intrarea noastră în NATO, sau greșesc? Înainte de intrarea în NATO. Da. Este vorba de anul 2009. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Dacă îmi permiteți... Trebuie să luăm publicitate neapărat, dar vă rog să-i răspundeți. Da. Și numărul de telefon al domnului care a ridicat problema asta. Atunci vă rog frumos să reveniți, sunați și vorbiți cu colegii mei din regie, le lăsați numărul de telefon, iar domnul deputat vă va contacta astfel încât să puteți ajunge la o soluție. Poate reușiți să faceți ceva, domnule deputat. Ne oprim pentru o scurtă pauză, revenim imediat. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul deputat PSD Andy Cristea. Vorbim despre subiectele zilei. Domnule deputat, foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. Vă întreabă cineva, nu cred că știți, dar poate întrebați la Comisia de Sănătate, de ce lipsesc pastilele pentru epileptici, nu se mai găsesc, spune același telespectator, indemnizația de handicap de ce nu crește și dacă puteți lua măsuri. Pensia minimă, de ce nu pot munci cu gradul 2 de handicap? De ce nu se poate face o lege pentru așa ceva? Deci sunt trei probleme care ar putea fi adresate Comisiei de Sănătate sau celor care se ocupă de drepturile pentru persoanele cu dizabilități. Iau notă de subiectele și de lucrurile pe care le-ați menționat, pentru că aș vrea să vin cu elemente suplimentare pentru persoanele care le-au ridicat. Realmente nu știu acum, dar pot face asta și cu mare drag mă interesez și revin către dumneavoastră, îmi imaginez. Sigur, în emisiunea următoare o să veni și cu răspunsurile. Dacă îmi permiteți, vreau să fac un comentariu, pentru că cu bună credință vreau ca lumea să înțeleagă. Noi suntem parlamentari, activăm în comisii de specialitate. Eu am un background pe politică externă, am fost europarlamentar, vicepreședinte al comisiei, da. Politica externă, asta știu bine și pot să discut în cunoștință de cauză despre aceste subiecte. Știți, toate lucrurile astea sunt importante pentru oamenii care le ridică. Da, vă întrerup puțin. Nu toți parlamentarii care fac parte din diferite comisii vin aici și oamenii nu au ocazia să întrebe un parlamentar care face parte din Comisia de Sănătate, unul din Comisia de Educație și așa mai departe. De aceea, când vă văd reprezentant al Camerei Deputaților, vă roagă să transmiteți celor care pot rezolva. Și aș mai avea un comentariu, dacă îmi permiteți. Scurt. Noi, echipa noastră, echipa PSD de parlamentari, 4 deputați, 2 senatori, cumva având în vedere profilul fiecăruia individual profesional, noi am reușit să intrăm în acele comisii de specialitate unde avem expertiză și știm despre ce e vorba și deciziile pe care le luăm. Cred eu și sunt convins de ce spun că sunt bune. Eu am expertiză pe zona respectivă, politică externă, afaceri europene. Colegul meu, Romeo Lungu, mănâncă administrație publică pe pâine. E tatăl lor, cum se spune. Domnul profesor Țepeluș, când este în Comisia de Învățământ, a fost director adjunct la colegiul HD-ul. La HD-ul. Știe subiectele. Altfel spus, mi-aș fi dorit să fie cineva în echipa noastră care să fie profilat profesional și pe zona pe care de zona pentru de care au venit întrebările telespectatorilor. Da, avem alți colegi, este domnul ministru Budăi, sunt alți colegi care gestionează din punct de vedere profesional subiectele acestea și cred că corect pentru cei care ne privesc este nu să vorbesc eu ce-mi vine prin cap, ci să iau subiectele și să le redirecționez către cei care au competențe și tocmai, cei care știu. Tocmai asta vă rog să faceți, să transmiteți mai departe. Statul român, scrie alt telespectator, se sprijină pe sistemul de ordine publică și apărare națională. Din păcate, tot statul român își bate joc de acești salariați, dar și de pensionarii acestui sistem. Rușine, spune, vom ieși curând în stradă. Ordine publică și apărare, da?
probleme pe care le-am discutat și în prima parte cu telespectatorii. E bine că veți merge cu toate aceste informații și cu supărările buzoienilor din această categorie și le veți transmite, pentru că probabil ar trebui făcut ceva cât mai curând posibil. Acum să vorbim puțin despre politică externă, pentru că sunteți cel mai în măsură să ne spuneți ce se întâmplă acum. Oamenii au intrat în panică, nu este evident o soluție în acest context și nici în acest moment. Dar cum se vede de la dumneavoastră, cu pregătirea pe care o aveți, situația de acum? Suntem în pericol? Nu suntem în pericol? Se vor calma lucrurile sau nu? Când spuneți suntem în pericol... Mă refer la România, români, da. Da. Noi românii. Noi românii. Trebuie să încep cu fraza asta și toată lumea știe că suntem partea NATO, suntem partea unei alianțe, a celei mai puternice alianțe defensive din lume și ăsta e un lucru extraordinar. Asta ne ține la adăpost și ne pune la adăpost. Zilele astea la Madrid a avut loc un summit al NATO, al șefilor de state, cu prilejul căruia au fost luate o serie de decizii care merită un pic explicate. Pe scurt, arhitectura NATO în Europa, mă refer ca poziționare de capabilități militare, a fost până în 2014 practic identică cu, sau nu schimbată față de momentul în care aveam URSS, înainte de anii 90, aveam pactul de la Varșovia, NATO de cealaltă parte, și în 2014, când s-a întâmplat Crimeea, când s-a întâmplat agresiunea pentru prima oară a Federației Ruse în Ucraina, în zona de est, NATO, generic vorbind, șefii de stat, cei care planifică, care fac planuri, le-au zis, hopa, trebuie să luăm măsuri defensive și trebuie să prepoziționăm echipamente și trupe mai la est. Pentru că acei aliați ai noștri, de la țările Baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria, deci tot estul, să se simtă în siguranță și să descurajăm un eventual gând de agresiune la adresa lor. Dar la acel moment a avut loc acest proces diferențiat. Pe partea nordică a flancului estic, ce înseamnă statele Baltice, ce înseamnă Polonia, au fost, ăsta e cuvântul, prepoziționate trupe și capabilități militare defensive. În România și în zona Mării Negre a fost luată o decizie cumva jumătatea de pas, nu un pas întreg. Deci n-a fost același nivel de prezență militară aliată în România. Și noi românii ne doream lucrul ăsta. Și știm istoria, am pătimit mult cu Rusia, cu Federația Rusă, URSS, și s-a întâmplat un lucru spectaculos și foarte important pentru noi. Acum, urmare a summitului de la Madrid, vom avea din ce în ce mai multe capabilități militare prepoziționate. Mai da, 5.000 de militari, exact. Și tehnică militară. Da. Dar... toate acestea vin într-un context care alarmează. Așa cum vă spuneau telespectatorii de mai devreme, care sunt militari în rezervă, a spus unul dintre telespectatori că veți avea nevoie de noi. Asta este viziunea în rândul militarilor, foștilor militari. Eu îmi doresc întotdeauna, ca în orice țară, inclusiv în România, militarii, diplomații, pompierii și doctorii se plictisească. Realmente se plictisesc. Că atunci când ei nu se plictisesc profesional vorbind, ce au activitate, nu-i bine pentru țară. Dar vreau să mai spun o frază. Toată lumea vorbește despre ce se întâmplă în Ucraina. Și vă spun în felul următor. Federația Rusă în Ucraina în câteva luni a înregistrat același nivel al pierderilor militare și umane pe care l-a înregistrat în anii 80 în Afganistan în câțiva ani. Altfel spus, este o situație extrem de dificilă pentru Moscova și cred eu că pe termen lung susținerea economică pentru această agresiune nu este sustenabilă. Și îmi doresc să existe o soluție cât mai repede, dar știți cum să spun, speranța nu este o strategie. Este important ca noi să facem lucrurile pe care putem să le facem și sunt foarte bucuros și este o realizare că România a obținut din partea aliaților NATO lucrurile despre care am vorbit, pe care le-am obținut aici la Madrid. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Aș dori să-l întreb
nu și pe invitatul dumneavoastră referitor la achiziția de avioane F-16. Domnul deputat, de ce achiziționăm avioane second în continuare? De ce nu strângem bani să luăm și noi avioane noi să ne putem mândri cu ele? Aceste avioane, nu știu dacă sunt updatate la tehnologia de astăzi, să știți, referitor la avionică, la tot ce trebuie. Totuși ne plafonăm de această chestie. Alții le dau de proaste, noi le luăm de bune. Și cred că mentenanța ne va costa foarte mult la aceste avioane comparativ cu unele noi. Iar durata lor de folosință, celula acestora, nu o să mai ducă mult. Eu vă spun că 5 ani. Referitor la mic și acesta, cred că e pe ultima 100 de metri, dacă nu mă înșel, maxim un an va fi. A doua problemă. Ca stat, noi, de ce nu putem să producem vestitele drone? La câți ingineri avem noi în țara asta? Vă promit eu că 100% am face acele drone, care sunt Bayraktarul sau alte drone. Noi putem să le facem, avem ceea ce trebuie la mijă. De ce nu facem un pas înainte să ajutăm țara asta locuri de muncă, să-i scoatem și noi cap pe piață? Puneți în pală, domnule, hai să gândim și noi, luăm 5 ingineri, să facem această chestie. Și o ultima problemă. Referitor la salariile militare, vă aduc eu la cunoștință cum sunt salariile militare structurate. Militarul este plătit cu minim pe economie, vă spun de acum din start. Din 2009, salariile militarilor au fost indexate. Deci a avut 9.000 de lei și au fost indexate. Când se dă o indexare la un salariu, nu poate să dea indexare la indexare. Deci nu poate da la 5 milioane cât e salariul minim, ci da la cel 9 milioane. Aici este trucul, să știți că ar trebui scos din lege. Deci un militar primește indexare 25% la cei 9 milioane, să știți. Iar pensiile, ceea ce v-a spus antevorbitorul mai înainte, așa este. Acel ordin militar, bucuria omului că a ieșit la pensie, cum a spus și antevorbitorul, a scăpat cu viață, săracul unde a fost, a fost șuntat. Pensiile au fost șutate și impozitate ilegal, să știți. Asta trebuie să mergeți să dezbateți și să spuneți. S-a ridicat această problemă a militarilor. Oamenii sunt dezavantajați. Acești oameni, cum a spus și colegul, au jurat cu viață pe drapel pentru țară și asta știu să facă. Cum a spus și antevorbitorul, nu se duceau la mare, nu se duceau că n-aveau părăsire de garnizoane. Da. Bun, vă mulțumesc, nu mai avem timp deloc. Plăcută, seara mulțumim, seară bună, bun, sănătate. Dacă puteți să răspundeți în două minute, domnule deputat, F-16 mic. Asta e o problemă. Am avut și accidente, din păcate. Da, nu sunt cel mai avizat să răspund la întrebarea asta, dar din ce am discutat și am întrebat, pentru că întrebarea legitimă, de ce nu iei F-35, care e ultimul tip de avion sau generația nouă de avioane de luptă? Și un element care mi-a fost explicat a fost că pentru a-l cumpăra de la Lockheed Martin, de la Statele Unite, trebuie ca înainte de momentul respectiv, presupunând că ai și banii, că asta e o altă problemă, trebuie să fi avut pe scurt F-16 înainte. Deci e ca și cum, nu știu cum să mă exprim. Bine, acum am avut. Da, dacă vrei, să iei F-35 cu banii jos, nu poți. Păi, trebuie să fi avut înainte și să fi operat F-16, să fi avut, să ai, din ce am înțeles, capabilități de operare, de mentenanță, lucruri logistice pe care nu le stăpânesc, dar din ce știu, așa stau lucrurile. Pot verifica. Sunt oricum pertinentă întrebarea, verificat. Este foarte cu dronele pertinentă. De ce nu se pot produce în România? Întreba și asta, da? Eu mi-aș dori să le producem. Sincer, mi-aș dori să le producem și nu cred că există cineva de bună credință român care ar putea să dea alt răspuns. Bun. Și data viitoare când ne vedem, promit că va fi curând, o să vă rog să veniți și cu răspunsuri pentru militari, pentru că ați văzut foarte multe probleme pe care vi le-au semnalat în această seară. Uh-huh. Și o să vorbim și despre ce se mai întâmplă, cum se dezvoltă toată această situație de conflict. Din punctul noastră de vedere, spuneți că nu sunt pericole pentru România, nici pentru NATO implicit, pentru că suntem pericole parte de din NATO. Pericole ar putea, de securitate. Ar putea fi, adică securitatea mă refer la integritate teritorială și alte asemenea lucruri. Ce pericole ne așteaptă în 30 de secunde, că deja am depășit timpul? Acces și operare la Marea Neagră nu va fi foarte ușor. Se discută despre bombe nucleare și asemenea lucruri. Nu cred că e cazul să ne facem griji. Federația Rusă are ca doctrină de apărare ideea de a folosi capabilitățile nucleare doar dacă există un risc la adresa, un risc iminent la adresa securității lor.
Nu văd cum ar putea să se întâmple. Promit că data viitoare o să vorbim mai mult despre acest subiect. Cum ar trebui. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi. Spor la treabă în continuare. Vă mulțumesc și ne auzim. Cu siguranță. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară bună, la revedere!